Mătănile de Florence L. Barclay Capitolul 19 Din cauza luminii de soare care strălucea în cameră, Ioana nu văzut la început decât capul cu cununa de păr a lui Garth. Înainte de a intra, își închipuise că perdelele sunt lăsate peste ferestre și camera este complet în umbră, cu toate că pentru el, acum, întunericul și lumina erau tot una. Prin urmare, nu era niciun motiv care ar fi impus să lipsească pe bolnav de lumina binefăcătoare a soarelui care l-ar fi înviorat. Bolnavul ceruse să așeze patul în colțul cel mai depărtat de ușă, de cămin și de ferestre și să îi lipească de perete, așa că dacă se întorcea pe partea stângă, îl putea ajunge cu mâna și astfel se putea simți ferit de calea privirilor indiscrete care ar fi încercat să-l cerceteze de la distanță. În clipa când intrară, era întors cu fața la perete și nici nu se mișcă. În primul moment, Ioana nu-i văzut decât capul. Pe urmă, brațul drept îmbrăcat într-o pijama albastră de mătase, căzut fără putere în dosul lui peste plapumă. Ioana își duse mâinile la spate că simțea că e gata să cadă în genunchi și să strângă brațul acesta slăbit cu mâinile ei voinice și să acopere mâna de sărutări probabil în cazul acesta fața lui adorată întoarsă spre perete s-ar întoarce spre ea și ar cădea pe piept în clipa aceea însă și a dus aminte de vorbele lui Derrick dacă ții la fericirea tașa lui de aceea își încleșta mâinile mai tare în jurul trupului ca să nu facă nicio mișcare imprudentă doctorul McKenzie se apropie de pat și puse o mână pe umărul lui Garth Apoi începu să vorbească atât de blând și de liniștit, încât Ioanei nu-i venea să creadă că omul acesta-i din aori un interogatoriu atât de sever. Bună dimineața, domnule Dalmain! Îmi spune Simpson că ai avut o noapte foarte liniștită, cea mai liniștită din câte au fost până acum. Îmi pare foarte bine. Fără îndoială, trebuie să fi mulțumit că ai scăpat de Johnson oricât de capabil ar fi fost, și a revenit la credinciosul dumit ale valet. Infirmierii profesioniști nu se mulțumesc niciodată să facă numai ceea ce este necesar. Caută întotdeauna să facă mai mult decât le ceri. Ori tocmai acest ceva plictisește pe un bolnav. Acum ți-am adus pe cineva care va face pentru dumneata numai ceea ce este necesar, fără să te plictisească cu niciun fel de atenție sau exagerare a sosit sora Grey, despre care ne-a vorbit Sir Derek Brand, și sunt pe deplin convins că îți va fi un tovarăș prețios, o secretară care la nevoie va face lecturi pentru dumneata și orice i-ai cere, cu alte cuvinte. O nouă pereche de ochi pentru dumneata, domnule Dalmain, o fată inteligentă, blândă, simpatică și sensibilă. Sora Grey a sosit azi dimineață, domnule Dalmain. Bolnavul nu răspunse nimic, dar brațul lui căzut din nou în lungul plapumei. Ioana încă nu începuse să-și dea seama că de acum ea este numai sora grei și în clipa aceasta ar fi dorit din tot sufletul ca omul acesta care suferea în fața ei să nu se simte intimidat de prezența străine care se apropie de patul lui. Doctorul McKenzie însă continuă aproape simultan. Sora grei este aici în cameră, domnule Dalmeni din fundul întunericului nepătruns, curtoazia obișnuită a lui Garf păru că se trezește, dar nu se întoarce spre ea, ci făcu un semn de bună venire cu mâna, apoi glasul lui profund și limpede articulă abia distins. Bine ai venit! E foarte amabil din partea dumitale că ai venit atâta drum până aici. Sper că această călătorie nu v-a obosit prea mult. Ioan ar fi vrut să spună ceva, dar îi fu peste putin să se articuleze vreun cuvânt. Robbie însă, fără să se uite la ea, răspunse fără să ezite. Domnișoara Grey a călătorit destul de bine și arată tot atât de vioaie ca și când ar fi petrecut noaptea aceasta nu într-un compartiment de tren, ci în pat. Îmi face impresia că este o fată care nu se sperie de a aparece. Sper, că bătrâna mea menajeră va face tot posibilul ca domnișoara să se simtă ca la ea acasă. Te rog, doctore, să dai dispozițiile necesare. Doctorul Robi duse mâna la mustață și câteva clipe se uită însă în tăcere la umărul învelit în măteasa albastră pijamalei. Apoi se întoarse spre Ioana. Apropie-te de fereastră, soră grei. Își vreau să-ți arăt un scaun pe care l-am adus pentru domnul Dalmain și în care se va simți cât se poate de bine din ziua când se va decide să părăsească patul. Uite, aici este un suport ajustabil pentru cap. Planșele acestea și sprijinul din părți pot fi schimbate în orice poziție dorești, la cea mai mică atingere a resorturilor. Cred că este cât se poate de bine făcut și Sir Derek a fost de acord cu mine." Ai mai văzut un astfel de scaun, soră grei? Am avut și noi unul la spital, dar acela nu era atât de perfect, răspunse Ioana. Prin camera luminată de soare, glasul bolnavului tună cu o violență care încremeni pe amândoi. Îți făcea impresia că este țipătul unui om trezit din fundul întunericului și așteaptă chinuit de groază răspunsul pe care îl cerea. Cine este cu dumneata în cameră, doctore? Era mereu cu fața la perete, dar se înălțase pe cotul mâinii drepte și părea că ascultă cu toată atenția la glasurile care se auzeau alături de el. În cameră nu este nimeni, domnule Gardalmei, afară de mine și de sora Grey, răspunse doctorul Mackenzie. Mai este cineva cu dumneata. Cum de îndrăznești să-mi spui astfel de minciuni? Cine a vorbit adineauri? Ioana se apropie grăbită de patul bolnavului. Mâinile îi tremurau, dar glasul era complet liniștit. Eu sunt cea care a vorbit. Eu, sora Rosemary Gray. Bănuiesc care este motivul că glasul meu va a mirat atât de mult că și doctorul Brand m-a prevenit dinainte despre această posibilitate. Mi-a spus că nu trebuie să mă mir deloc dacă dumneata vei găsi o similitudine între glasul meu și al unei persoane pe care o cunoști și dumneata și el. Doctorul a remarcat de mult acest amănunt. Garth nu zise nimic, ci părea că se gândește. Într-un târziu, întrebă. Nu ți-a spus cu al cui seamănă glasul dumitale? Mi-a spus, căci l-am întrebat. Cu glasul unui domnișoare champion. Garth își lăsă din nou capul pe pernă apoi cu un glas în care Ioana ghici imediat o umbră de zâmbet, răspunse. Domnișoară Grei, te rog să mă ierți că m-am putut speria într-un mod atât de stupid și să treci cu vederea enervarea mea inexplicabilă. Fără îndoială însă, dumneata, știi ca și mine că pentru un om lipsit de vedere, orice sunet nou care trece prin perdeaua eternului întuneric din jurul lui, trezește ecori mult mai puternice decât și-ar putea imagina cel care a fost în acestui sunet. Glasul se seamănă atât de mult cu cel al domnișoarei despre care ți-a vorbit doctorul Derek, încât, deși actualmente știu că ea este în Egipt, totuși, în primul moment, mi-a fost peste putință să cred că nu se găsește în această cameră. Trebuie să-ți mai spun, de asemenea, că, în această clipă, nimic în lume nu mi-ar putea fi mai puțin agreabil decât prezența ei în casa mea. Prin urmare, mă consider obligat să-ți cer scuze atât dumitale cât și doctorului McKenzie, pentru enervarea mea neașteptată și neîncrederea pe care v-am arătat-o. Garth întinse brațul cu palma deschisă spre ea, dar Ioana și-a ascunse mâinile la spate de teamă să nu fie tentată. Acum, domnișoară Grey, intervenit doctorul Robby, care nu se mișcase de la fereastră, aș mai avea să-ți dau câteva explicații. Te rog, vină mai aproape. Câteva minute vorbirea amândoi în șoaptă, iar în clipa când Garth l-au zis spunând, cred că a sosit momentul ca eu să plec, se întoarse spre el și l opri. Aș vrea să vorbesc câteva minute cu dumneata, doctore, numai singuri. Eu vă voi aștepta jos, domnule doctor, zise Ioana și se îndreptă spre ușă. Un gest mut al doctorului Mackenzie însă o făcu să se oprească în loc și se îndreptă spre cămin. Intervenția lui neașteptată o supără puțin că -și nu vedea niciun motiv de scuză pentru această viclenie inutilă. Scoțianul, însă, se duse până la ușă ca și când ar fi condus pe cineva, apoi, după ce o deschise, o închise la loc. De aici, se întoarse din nou la patul bolnavului și luând un scaun, se așeză alături de el. Să auzim, domnule Delmeni! Garth se ridică în capul vaselor și se întoarse spre el. Ioana l-a văzut de asta dată pentru prima dată la față. Doctore, povestește-mi tot ce știi despre fata asta. Descrie-mi eu cum arată. Părea extrem de agitat și împreunase mâinile întinse spre doctor și părea că ar fi vrut să implore mila și sinceritatea lui. Obrazul lui slăbit de suferințe era crispat și de așteptare și palid ca varul. Spune-mi cum arată această infirmieră cărea dumneata îi zici Rosemary Gray. Dragul meu, acesta nu este un nume pe care l-am dat eu, răspunse foarte calm doctorul Robbie, ci este numele ei adevărat și chiar unul cât se poate de frumos. Un rozmarin ca să-ți aduce aminte. Este un citat din Shakespeare. Spune-mi cum arată. Doctorul McKenzie se uită pe furiș la Ioana, care sta cu spatele la el, căci lacrimile începuseră să-i curgă și roaie pe obraj și nu dorea ca bătrânul să o vadă plângând. Doctorul Robbie scoase scrisoarea lui Derek din buzunar. Ei bine, dragul meu, află atunci că este o fetișoară foarte drăguță și foarte distinsă. O femeie elegantă și inteligentă, din genul celor care ți-ar face plăcere să le știi în jurul dumitale, dacă ai putea să o vezi. E brunetă sau blondă? Doctorul se uită din nou spre Ioana și îi examină profilul, atât cât se putea vedea și mâinile cu care se sprijinise în consola căminului. Blondă, răspunse Mackenzie fără să ezite. Ioana tresări și vrut să se întoarcă. E deci, ce-o fi mințind o are omulețul acesta fără niciun motiv? Ce e drept de sub boneta pe care o poartă se vede foarte puțin din părul ei, dar bănuiesc că trebuie să fie un păr buclat și vaporos cum de bine unei femei drăguțe. Garth își lăsă capul pe pernă. Trupul începuse să-i tremure și-și acoperi fața fără vedere cu palmele mâinilor. Doctore, știu că ți-am pricinit multă bătaie de cap, dar mai ales astăzi ai toate motivele să crezi că mi-am pierdut mintea. Dacă vrei însă cu tot din adinsul să nu nebunesc, ascultă-mă ce spun. Spune-i fetii să plece din casa asta sau spune-i să nu mai intre niciodată în camera mea domnule Dalmen. Să judecăm lucrurile în toată liniștea. După câte mi se pare dumneata, nu ai avut nimic contra acestei fete decât faptul că glasul ei seamnă cu al persoanei care spunea că lipsește din țară. spune persoana aceea nu ți-a fost deloc agreabilă? Garf început să râdă cu amărăciune și râsul acesta sună în largul camerei ca un hoho -ho de plâns. Nu, doctore, fata asta era adorabilă. Rozmarin, ca să-ți aduce aminte, repetă doctorul. Prin urmare, prezența sorei grei îți trezește o amintire plăcută. Afară de asta, era un glas foarte plăcut și blând, melodios, ca o mângâiere. Ori asta e mare lucru, mai ales acum când majoritatea femeilor cârie toată ziua ca niște ciori. Bine, dar dumneata nu înțelegi, doctore, că tocmai amintirea și asemănarea aceasta este ceva insuportabil pentru mine în situația în care mă găsesc. Dumnezeu mi-e martor că nu am nimic contra glasul ei. Dar adinea când am auzit-o, mi s-a părut că este ea, cealaltă persoană. <sighs> Domnișoara aceea care e plecată? Domnule Delmen, doctorul Derek Brand parcă spunea că nimic nu ar putea să fie mai bine făcător pentru dumneata decât vizita câtorva prieteni dragi. Am mai aflat că numeroși și dumitale prieteni nu așteaptă decât un semn de la dumneata ca să vină să te vadă și să-ți poată fi de folos. De ce adică nu ai consimțit să-i telegrafiem să vină imediat? Sunt sigur că ar veni. În ziua când vei simți o alături de patul dumitale și veți putea sta în liniște de vorbă, glasul infirmierei nu te-ar mai supăra deloc. Gar se ridică din nou și pe fața lui se citea consternarea. Ioana se întorsese și se uita la ei. Nu, doctore, pentru numele lui Dumnezeu, în toată lumea aceasta, ea este singura persoană pe care nu o doresc să treacă pragul acestei camere. Dr. McKenzie se plecă spre el ca și când ar fi vrut să examineze o greșeală aproape invizibilă pe care o descoperise în țesătura plapumei. Adică de ce nu? întrebă el foarte calm. Pentru că această persoană agreabilă, cum o numești dumneata pe bună dreptate, are un suflet nobil și generos. Iar dacă m-ar vedea în starea aceasta, ar fi peste putință să nu se simtă mișcată și eu sunt gata să primesc orice afară de mila ei. Aceasta ar fi poate cea din urmă încercare prin care ar trebui să trec și pe care nu mă simt în stare să o suport. Îmi duc crucea cu toată resemnarea și cu timpul, cred că o voi suporta cu toată bărbăția, dar mila ei m-ar doborut definitiv și aș recădea pentru totdeauna în întunericul din care nu m-aș mai putea ridica niciodată. Înțeleg, beata femeie, prin urmare ea nu trebuie să mai intre niciodată în casa aceasta. Câteva minute nu spuse nimic, apoi împinse scaunul la o parte și se ridică în picioare. Sper însă că vei căuta, domnule Dalmeni să fii cât se poate de amabil cu dumnișoara Grey, a cărei sarcină este și așa destul de grea. A trimis-o doctorul Brandar, afară de asta gândește-te ce jignier ar fi pentru ea ce-ar zice lumea dacă îi concediau după ce a trecut cinci minute în camera dumitale numai din cauza că te enervează glasul ei. Beata fată, pe urmă, ce notă ar fi aceasta în statele ei de serviciu. Gândește-te cum s-ar mai putea prezenta în fața superioarei. Trebuie să treci cu vederea orice neplăcere pe care ți-ar putea opricini această ciudată coincidență. Crezi că vei fi destul de tare pentru asta? Doctore, zise Garth după o oarecare ezitare. Jurem că tot ce mi-ai spus despre ea este adevărat, până în cele mai mici amănunte. De jurat nu jur, dragul meu. Mama mea a fost o femeie vlavioasă și m-a crescut în frica lui Dumnezeu și a dragoste de adevăr. Îți voi spune însă altceva. Eu nu mă pricep să judec femeile și tocmai de aceea când ți-am descris pe Rosemary Gray, ți-am citit scrisoarea pe care am primit-o de la Sir Derrick. Cred că admit și dumneata Că el are toată autoritatea pentru a recomanda o femeie. Cunoști pe Lady Brand? Cum să nu o cunosc? O cunosc foarte bine. I-am făcut și portretul. Mi-a pozat în fața unei mese, în timp ce aranja flori într-un vas. Și soarele se juca în părul ei. Poate ai văzut tabloul la expoziția organizată de New York Gallery. Nu, doctore. Acum doi ani. Oh, dragul meu, eu nu vizitez niciun fel de galerii, nici noi, nici vechi dar infirmiera mi-a povestit că l-a văzut în expoziție. Ioana a dădut din cap în semn de aprobare. Nu mai spune. Mi-e peste putin să fac vreo legătură între infirmiera mea și o expoziție de tablouri. Nu văd de ce n-ai putea face o legătură. Infirmierele trebuie să se distreze și ele în orele libere. Toată ziua nu pot sta cu nasul în vitrinele magazinilor, prin urmare se mai duc și pe la expoziții. Afară de asta, Infermiera Rosemary este ceva aparte. Sir Derek spune că este de familie foarte bună, că e o fată foarte cultă și foarte citită. Prin urmare, dragul meu, spune, ce ai de gând să faci? Gar se gândea la ce spusese Robbie, Ioana se întoarse cu fața spre cămin și așteptă să treacă această clipă de care depindea situația ei și poate chiar mai mult decât atât. Într-un târziu, Garth început să vorbească și în glasul lui se simțea oarecare sfială dacă aș putea să uit asemănarea acestui glas cu glasul celelalte persoane, sau dacă aș fi cel puțin pe deplin convins că, deși există o asemănare atât de vădită între ele, ea tot nu este aici, Ioana simți că inima îi încetează să mai bată, că se temea să nu înceapă să o descrie în fața doctorului. Dacă m-aș putea convinge că, deși glasul lor se aseamănă atât de mult între ea și amintirea care trăiește atât de vie în fața mea, nu este realmente niciun fel de legătură. Ei bine, dragul meu, eu cred că e foarte simplu să te convingi. Infirmierele știu că de obicei ele trebuie să se supună tuturor capricilor unui bolnav. O voi chema în cameră și o voi ruga să îngenuncheze în fața patului dumitale. Cred că fiind și eu de față, nu va refuza. Așa că vei avea ocazia să-i treci mâinile peste obraz, să-i pipăi părul și să-i treci un braț în jurul mișlocului, ca să te convingi cât este de drăguță și rochița e albastră și cu șorțul alb. Garf început să râdă și în glasul lui răsuna o veselie neobișnuită până acum, în timpul bolii. Ceva mai deșuchiat, nici n-ar fi putut să ne treacă prin minte. Ferească Dumnezeu, nici prin minte nu-mi trece să mă fac de râs în halul acesta. Încep să-mi dau seama că am exagerat asemănarea glasului ei și poate peste câteva zile aceasta va începe să devină complet imperceptibilă. Ascultă, doctore, unde te duci? Vină mi coace! Spuneai că a interesat-o tabloul meu? Nu mă duc nicăieri. Am dus un scaun în apropierea căminului și mi-am turnat un pahar de apă. Încep să auzi foarte bine de un timp încoace. Te ascult însă cu toată atenția. Ce spuneai de tablou? Voiam să-ți spun că dacă ei, adică infirmierei, i-a plăcut portretul pe care l-am făcut după doamna Brand, atunci în atelierul meu poate găsi mai multe studii după el pe care le poate examina. Dacă se duce să mi le aduc aici, pot să-i dau toate explicațiile de care va avea nevoie. Ce zici, doctore? Mi se pare că nu este tocmai convenabil ca eu să stau în pat în fața unei fete tinere și drăguțe. Ce-ar fi adică dacă m-aș și aș încerca scaunul pe care mi l-ai adus? Te rog, cheamă pe Simpson și spune să-mi aducă îndată costumul cel cafeniu de lucru și o cravată portocalie. Doamne sfinte, ce noroc că mi-a mai rămas amintirea culorilor și felul de a le armoniza. Ce să mai zici de cei care s-au născut orbi? Până mă îmbrac, spune domnișoara Grey, se ducă să facă o plimbare prin pădurea de brazi sau pe platou să ia mașina sau să se odihnească. În sfârșit, să facă ce-i place. Spune că doresc să se simtă ca la ea acasă și că o rog nu cumva să se întoarcă în cameră la mine înainte de ea spune Simpson că m-a îmbrăcat. Cred că poți conta pe absoluta discreție a domnișoarei Grey. Cu toate acestea, cred că nu e bine să părăsești patul așa dintr-o dată. Nu cred să ai destulă putere ca să umbli. În orice caz. Însă nimic nu se poate opune intenției dumitale de a părăsi patul dacă te simți în stare. La revedere, doctore, răspunse Gard întinzând mâna spre el. Și să știi că îmi pare extrem de rău că nu mai pot face portretul doamnei McKenzie. Păcat, este o femeie care este adevărată binecuvântare în casa omului. De când suntem împreună, n-a uitat niciodată să-mi ureze bun venit de câte ori mă întorc acasă. Nu m-a contrazis niciodată și nici nu a spus nicio răutate. E o femeie cum ți-ar fi trebuit și dumitale una. La revedere și Dumnezeu să te aibă în paza lui. Să nu te mir dacă la întoarcere mă voi abate câteva clipe pe la dumneata ca să mă conving dacă îți place fotolul pe care ți l-am adus. Doctorul McKenzie deschise larg ușa și Ioana trecu înaintea lui Apoi îi făcu semn să coboare. După ce ajunse în bibliotecă, Ioana se opri în picioare și se întoarse spre el. Doctorul o pofti să ia loc și se înfipse în fața ei. Ochii albaștri ai bătrânului erau umezi de emoție. Dragă domnișoară, mă simt un caragios și te rog să mă ierți. Nu puteam bănui că te voi expune la o astfel de încercare. Îmi dau seama că Dumneata trebuie să fi trecut prin niște chinuri grozave în timpul conversației mele cu el. Mai ales când ai constatat că era în joc tot viitorul dumitale de infirmieră. Văd că ai plâns. A te rog să nu te impresioneze prea mult enervarea prietenului meu din cauza asemănării glasului dumitale cu al domnișoarei champion. Peste câteva zile va uita complet acest incident și pentru el dumneata vei valora mai mult decât o duzină întreagă de domnișoare champion. Ai văzut cât de bine i-a făcut prezența dumitale. E gata să-ți explice studiile de desen pe care le are în atelier. Să n-ai nicio teamă. Cred că vei reuși să te obișnuiești foarte repede cu el, așa că voi putea raporta lui Sir Derek succesul dumitale neașteptat. Acum, eu trebuie să mă duc să dau ordine precise valetului, iar pe dumneata te sfătuiesc să faci o plimbare prin împrejurim, ca să-ți vie pofta de mâncare. Îmbracă-te însă mai gros. Sunt convins de aptitudinile dumitale în această uniformă, dar pentru clima acestor munți ar trebui să îmbraci o rochie mai călduroasă. Ai adus așa ceva cu dumneata? Profesia noastră ne obligă să purtăm întotdeauna uniformă, dar cu toate acestea am adus cu mine și o rochie de lână cenușie. Atunci te rog să o îmbraci. Este vreo două ceasuri mă întorc din nou ca să mă convin cum îi convine bolnavului nostru schimbarea aceasta neașteptată. Doctore McKenzie, îmi dai voie să te întreb ce te-a făcut să spui că eu sunt blondă și am un păr vaporos când eu am o claie de păr nedisciplinat în cap? Doctorul Robin întinse mâna spre sonerie, dar se opri și, întorcându-se spre Ioana, o privi cu ochii lui albaștri. Sigur că-ți dau voie, soră grei, dar mă mir ce te face să mă întrebi. Mi-am dat seama imediat că doctorul Derrick fi avut motivele lui ca să te descrie altfel decât ești probabil ca să semeni unei ființe imaginare care este dragă bolnavului nostru. De aceea mi-am zis că va fi mai bine să procedez la fel și am completat portretul de la mine. Dar dacă îmi dai voie, și întinse din nou mâna spre sonerie. Dar cum de ți-ai putut trece prin minte să-i propui să mă pipă în fața dumitale, când știai foarte bine că ar putea băga de seamă că tot ce-i spui este curată invenție? Pentru că știam dinainte că Dalmen este un om bine crescut și nu va face așa ceva, Haide, Simpson, și închide ușa în urma mea și dă slavă Domnului că în înțelepciunea lui ne-a făcut pe amândoi bărbați și nu femei. Peste un sfert de ceas, Ioana i-a văzut de la fereastră depărtându-se cu trăsurica lui și se gândi că Derek a avusese dreptate să îl descrie așa cum îl descrisese. Cu toată ciudățenia lui, însă moșulețul acesta ne-a fost de mare folos. Ioana s-ar fi mirat și mai mult dacă ar fi auzit pe bătrânul Robbie monologând, cum avea obiceiul când pleca să-și viziteze bolnavii. Obiceiul acesta era un fel de confruntare a constatărilor pe care le făcea și avea aerul că vrea să verifice experiențele lui în calitate de spectator cu cele constatate de doctor. Ce-o fi determinat-o pe onorabila Ioana Champion să se deplaseze până aici? Se întrebă doctorul. Să fiu al naibii dacă știu, răspunse tot el. Să nu jur băiete. Să nu juri pentru nimic în lume. Nu uita că tu ai avut o mamă evlavioasă.